Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Suntem în noul an, un an mai bun, sperăm noi, pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Acum mai contează și fiecare dintre noi cum reușim să gestionăm anumite probleme, anumite situații, pentru că e foarte important să mai învățăm așa, să mai jonglăm și cu problemele uneori. Vă spun din nou la mulți ani, deși ne-am văzut și ieri, să sperăm că anul acesta vom avea emisiuni la fel de interesante cu invitați care vor veni aici în fața dumneavoastră și vor răspunde întrebărilor noastre, dar și ale dumneavoastră, pentru că sunt convinsă că aveți foarte multe lucruri care poate vă sunt neclare. Astăzi discutăm despre activitatea pe care Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului Hunedoara a avut-o în ultima perioadă, dar și despre proiectele pe care le va avea în acest an 2024, iar pentru a afla cât mai multe noutăți și cât mai multe informații despre activitatea acestor oameni care se străduiesc să vină în sprijinul șomerilor în special și nu numai. Am invitat-o alături de mine pe doamna Georgeta Tomuța, director al AJFM Hunedoara. Bună ziua, la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani! Vreau să doresc și eu tuturor celor care ne privesc un an bun. Un an mai bun, un an plin cu realizări și cu bucurie, nu în ultimul rând cu multă, multă sănătate. Asta e, parcă de la o vârstă cel puțin, asta este principala urare pe care ne-o facem, să fim sănătoși, că le ducem noi pe toate așa cum putem, dar sănătatea este cumva pe primul plan, cel puțin în cazul unora, bineînțeles. 2023 a fost un an cu provocări, putem spune, pentru mulți dintre noi, pentru multe instituții, inclusiv pentru AJFM Hunedoara. Cum ați reușit să încheiați anul 2023, pentru ca mai apoi să vedem și care sunt provocările pentru 2024? 2023 a fost anul în care am avut într-adevăr foarte multe provocări. Ca la majoritatea instituțiilor din țară, am avut problema celei lipse, să zic așa, a rectificării bugetare și vreau pe această cale să fac un anunț astăzi la dumneavoastră în emisiune. În perioada următoare vom efectua plățile restante la angajatorii care au la noi depuse convenții și care nu au fost plătite din cauza lipsei fondurilor. Lipsa rectificării bugetare în anul 2023 a dus, în ceea ce privește instituția noastră, la lipsa fondurilor privind plata acelor convenții, subvențiile acordate angajatorii pe care toată lumea le aștepta. Vorbim despre toate convențiile pe care le aveți în Singurele județ, convenții sau? Pe care noi am putut să le plătim au fost cele care au fost încadrate prin acele proiecte ale ANOFM-ului și au fost foarte puține, fiind proiecte cu fonduri europene, au fost alocați bani. Marea majoritate, în schimb, erau din bugetul asigurărilor sociale. Și aceste sume nu au fost plătite, avem 3 luni restanță și vreau să anunț pe această cale toți angajatorii, pentru că ne sună telefoanele cam non-stop și este de înțeles, noi știți foarte bine că nu stăm, ne facem treaba. În momentul în care primim bani, o să le dăm imediat drumul la bani. Abia astăzi am primit bugetul pe anul 2024 și am primit alocarea de fonduri, urmează să intre în câteva zile și banii, pentru plata acestor restanțe. Am avut și noi un final de an greu, pentru că ne-am străduit să reușim cât de cât să ducem la bun sfârșit toate proiectele pe care le-am avut. Am reușit să acoperim cheltuielile de funcționare. La un moment dat așteptam alocare bugetară și așteptam bani din fondul de rezervă chiar pentru salariile noastre. Deci nu pot să spun că am avut un sfârșit de an foarte bun. Noi ne-am făcut treaba, ne-am îndeplinit obligațiile. Despre aceste proiecte pe care le-ați avut anul trecut, însă revenim puțin la convenții, deci în luna ianuarie vor fi făcute plățile. În luna ianuarie vom efectua restanțele toate până la plata de la luna decembrie, plata la luna decembrie, respectiv pentru luna noiembrie. Bineînțeles că și ce se va depune în ianuarie pentru luna decembrie. Eu sper ca
cel puțin săptămâna viitoare, la începutul săptămânii viitoare, să ne vină și banii, pentru că abia astăzi, v-am spus, în dimineața înainte de a veni la dumneavoastră la emisiune, am primit bugetul și să reușim cât mai repede, pentru că toată lumea așteaptă acest bani, primim telefoane și sunt îndreptățiți. Vor mai fi și în acest an angajatori care vor putea apela la acest sprijin, să spunem? În primul rând, trebuie să vorbim de angajatorii care anul trecut au depus, pentru că anul trecut noi nu am reușit să semnăm și să angajăm sume din lipsa fondurilor. De regulă, în fiecare an, rectificarea bugetară în luna iulie-august aducea odată cu ea fondurile necesare semnării de proiect, de buget și de noi convenții alocărilor bugetare. Ca atare, am reușit până la un moment dat tot ce urma să expire până în luna iunie-iulie să le dăm drumul, în rest au rămas și va trebui să le respingem, convențiile care au depășit 12 luni de la angajare, pentru că noi am avut zerole în cont. Adică nu se punea problema că reușim dintr-o economie, că a plecat un om de la o societate, să reușim să angajăm. Chiar discutam cu colegii mei de la juridic, noi în urmă cu 2 ani de zile nu am avut niciun fel de convenție respinsă, pentru că am încercat prin managementul pe care l-am aplicat în cadrul instituției. Ați avut fondurile necesare, probabil? În momentul când aveam, până la venirea bugetului, dacă aveam economii, le țineam de bănuți și încercam să-i alocăm acolo unde era nevoie și expirau. Din păcate, anul 2023, neavând bani, aduce cu sine undeva la vreo 80 de persoane care vor primi decizie de respingere pentru că nu putem să le subvenționăm din lipsa fondurilor. Încercăm cei care sunt în luna ianuarie 2024 până la începând de astăzi încolo și au depuse, le expiră un an, au depuse de anul trecut, să le semnăm ca să nu fie și acești oameni respinși, pentru că este într-adevăr un ajutor real pentru angajatori. Ne străduim să facem tot ce ne stă în putință cu ceea ce avem. Iar pentru acest an, cei care vor dori să legea nu este modificată. Toată lumea poate să depună, deja au început din luna ianuarie să depună, dar noi va trebui să le aducem la zi cu cele din 2023 depuse și nesemnate. Ei sigur au că, întâietate, practic. Păi au întâietate, în primul rând, cei care expiră 12 luni. Acolo e marea problemă, după care o să încerc să analizez, pentru că legea nu exprimă clar și nu spune că trebuie să semneze în ordinea depunerii, va trebui să analizez acolo unde există o societate cu foarte multe persoane depuse, să încerc să îi le dăm puțin și celor care au foarte multe și cei care au o persoană, adică să încercăm cumva să împărțim, să acoperim, să găsim o soluție, dorește. Vom vedea exact câți bani ne mai rămân după ce vom face plățile și ce vom reuși să facem. Avem pe programul Tranziție Justă sume alocate și o să vă povestesc și de Tranziția Justă și pentru un aceste proiect extrem de important proiecte, pentru da, județul Hunedoara. Dar până va porni Tranziția Justă, trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Am încheiat anul 2023 cu un număr de 7279 de șomeri în evidență. Și aici avem structurați pe 3 categorii. Avem șomeri indemnizați, cei care primesc bani în fiecare lună de la noi. Avem șomerii neindemnizați, care le-au expirat ajutorul de șomaj și au calitatea de șomeri neindemnizat, dar nu realizează niciun venit. Și avem persoanele în căutarea unui loc de muncă. În total, vă spuneam, avem 7279 de persoane. E mult puțin față de alți ani, pentru că reușit față de anul... să organizați și burse, ați reușit să organizați și cursuri de formare profesională, tocmai pentru ca acești șomeri să reușească poate puțin mai ușor să-și găsească un loc de muncă. Dacă ne raportăm la cifre față de anul trecut, noi am început să creștem numărul de, în ceea ce privește numărul de persoane în evidență, numărul de șomeri a crescut.
Să nu uităm că în momentul acesta, deși rata șomajului e doar la luna octombrie publicată de către Institutul Național de Statistică, pentru că noi luăm în calcul exact ce publică cei oficiali la Institutul Național de Statistică, la luna octombrie aveam 4,38 rata șomajului, adică a crescut în fiecare lună față de luna precedentă, dar și numărul de șomeri față de luna trecută a crescut. Și atunci, cu siguranță, și rata șomajului este într-o ușoară creștere. Care ar fi cauza? Au fost multe disponibilizări? Păi, în primul rând, ce s-a întâmplat? Să știți că, în primul rând, inclusiv partea aceasta de subvenționare a locului de muncă a influențat foarte mult. Pentru că, în fiecare an, la finele anului, noi aprobăm noi convenții depuse de către angajator. Este un sprijin și anul trecut am avut undeva la aproape 3.000 de persoane pe care noi le-am plătit lună de lună. Ori în momentul în care noi nu am mai avut bani să subvenționăm aceste persoane, foarte multe persoane și-au pierdut locul de muncă sau nu au mai fost încadrate pentru că angajatorii se uită la acel ajutor și le este de folos suma de bani care o primesc de la noi. Și atunci zic eu că parte din creșterea aceasta numărului de șomeri constituie și lipsa fondurilor venite pentru angajatori. V-am spus de nenumărate ori și îmi susțin ceea ce spun, sigur că numărul de șomeri înregistrați în județul Hunedoara la JOFM este un număr de șomeri înregistrați de către persoanele care vin la noi, dar persoanele care nu au loc de muncă sau care locuiesc într-o localitate unde nu își permit să vină la noi, să se înscrie la noi în evidență, nu sunt în aceste evidențe. Dacă ne raportăm la cifrele date de către statistică la recensământ, numărul este mult mai mare. Și atunci vom vedea în acest an, prin programul Tranziție Justă, din nou vom încerca să organizăm campanii și anul trecut am organizat campanii de conștientizare a cetățenilor și am încercat să mergem noi înspre cetățeni. Sigur că toți cei care au dorit să se înscrie la noi au primit ajutor, colegii mei s-au deplasat inclusiv pe la primărie, am luat dosare de șomeri neindemnizați, să încercăm cumva să ajutăm cât mai multe persoane. Încercăm să fim transparenți și chiar înainte să vin la dumneavoastră, am avut o discuție cu cineva legată de locurile de muncă vacante și vreau să lămuresc și acest aspect. E o listă destul de generoasă, să spunem, da. Publicată și pe site și pe pagina de socializare. Există o aplicație pe care ANOFM a dezvoltat-o, se numește SEM, unde angajatorii își fac cont și parolă pe care o știu doar angajatorii. Fiecare angajator își face propriul cont și parolă și o știe doar pentru persoana care utilizează acest cont. Se verifică conform cuiului, se verifică societatea să fie înființată și să fie în activitate, să nu fie activitatea suspendată, dar cam atât. Fiecare angajator își încarcă locurile de muncă vacante acolo și răspunde de ceea ce își încarcă. Noi, ca instituție, avem obligația conform legii să publicăm toate locurile de muncă vacante, generăm lista respectivă din aplicație, fără să facem niciun fel de modificare asupra ei, nu scoatem locuri de muncă vacante, nu introducem locuri de muncă vacante noi, le generăm acele liste și le publicăm pe site, le publicăm peste tot unde, pe conturile noastre de Facebook, pe site-ul instituției și peste tot. Evident că dacă un angajator nu dorește sau refuză să angajeze o anumită persoană, eu nu pot nici să-l amendez, nici să-l iau cumva la răspundere, pentru că fiecare face ce vrea pe banii lui. Să înțeleg că fiecare... au fost cetățeni care s-au aflat în această situație, am avut această discuție înainte, firma respectivă și înainte să vin la dumneavoastră, m-a sunat pe contul de Facebook chiar o persoană, pe contul personal, să-mi spună că li s-a spus că nu îi angajează, că nu mai au postul sau că nu vor să ia și așa mai departe. Acele noi. Persoane sunt în evidențele AJOFM, nu aveți, deci, și nici nu are. Efectiv m-a trezit cu un telefon, nu în lista mea de prieteni, pur și simplu mi-au scris mesaj. Dar problema e felul următor. Noi, prin atribuție, avem obligația să punem la masă persoana care caută un loc de muncă și persoana care oferă un loc de muncă. Decizia finală este a angajatorului. Pentru că eu nu pot să influențez decizia angajatorului dacă vine cu anumite criterii de angajare pentru o anumită persoană
nu am cum, nici legal, nu pot nici să le iau la întrebări de ce nu l-a luat pe persoana X sau de ce nu l-a luat pe persoana Y, pentru că există anumite criterii, iar fiecare angajator încearcă să-și ia persoana care o consideră cea mai potrivită. Fiecare persoană, privată sau stat. La stat dă concurs. La privat, nu. Azi de dimineață am avut inclusiv întrebarea despre legat de complexul, noul complex energetic, pentru că nu au fost comunicate locurile de muncă vacante la noi, nu ne-au comunicat că au locuri de muncă vacante, urmează să se angajeze. În prezent se aflăm prin proces de angajare, este destul de mare bătălia, să spunem, acolo. Am sunat și noi să întrebăm, teoretic trebuia să ne anunțe și pe noi, pentru că avem foarte multe persoane care provin. De ce nu au anunțat? Ce v-au spus? Sau nu era spus. Necesar, pentru că uitându-ne necesar, puțin în urmă, avem totuși necesar. Niște persoane care, nu știu dacă se mai află în șomaj sau nu, care au lucrat fie la Mintia, fie în domeniul mineritului. Minerii în evidență sunt la noi. Minerii în evidență sunt la noi. În domeniu. Da. Era necesar. Noi puteam și în această situație să facem, să promovăm partea aceasta de angajare la complex energetic. Decizia finală era evident tot a complexului energetic, pentru că din ce am citit și ce am înțeles, oamenii au venit, ne-au sesizat că era o listă, nu știu câte întrebări, în sfârșit. Oamenii erau nemulțumiți, cei de la noi din evidență, și astăzi colegii mei din Valea Jiului au avut probleme cu persoane, cu minerii care au fost la viză cu carnetele de șomer în această dimineață, că noi nu i-am trimis la complexul energetic să-și depună dosarele. Am aflat și noi de pe Facebook, am aflat și noi de la trusturile de presă care au anunțat acest lucru ieri, alaltă ieri. Nu avem, și de asta vreau să și mi-asum ceea ce spun, nu avem comunicate locurile de muncă de la complexul energetic. De aceea nu puteam să anunțăm și nemulțumirea persoanelor care astăzi au fost în agenție la noi la șomaj la Petroșani oarecum este justificată, dar nu aveam cum să-i ajutăm pentru că noi nu am știut de intenția complexului energetic. Asta pe partea de locuri de muncă vacante. Pe de altă parte, în ceea ce privește zona Băcia, am fost contactată, Băcia de Vasimeria, am fost contactată de către un dezvoltator, un agent economic care dorește în ianuarie să organizăm împreună acțiuni și să angajeze undeva la 200 de persoane. Noi, este o fabrică, o firmă care își deschide o fabrică acum în dezvoltare, e deschisă, au câteva persoane, câteva 100, 200, în domeniul cablajelor. Am avut vizita directoarei de acolo și absolut unde ni se solicită ajutorul și unde ni se cere părerea sau punct de vedere sau ni se cere să facem ceva, noi facem tot ceea ce e legal, organizăm, chemăm oameni, organizăm mici evenimente. Dacă este o anumită societate și nu are foarte multe locuri de muncă, acele mini bursa locurilor de muncă. Dar acolo unde nu știm, nu avem de unde să știm. Tot persoana care m-a sunat reclama și la Dedeman, la Dedeman la Petroșani, lista locurilor de muncă legate cu angajările de la Petroșani, societatea neavând sediu social în județul Hunedoara, a fost încărcată de către societatea mamă. Noi am pus în lista locurilor de muncă vacante și am distribuit locurile de muncă de la Dedeman de la Petroșani, dar decizia finală a fost a angajatorului și nu am fost solicitați în a ni se cere părerea sau să dăm o listă cu persoanele sau să alocăm. Cum spuneați, până la urmă fiecare angajator are libera alegere, poate să solicite sprijinul dumneavoastră sau nu, chiar dacă acest lucru îi nemulțumește atât pe unii dintre cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Da, și aș vrea să se înțeleagă foarte bine, pentru că noi încercăm de 4 ani, cel puțin de când sunt eu director, încercăm să avem o imagine corectă către cetățeni, încercăm să fim transparenți, să fim corecți, să se înțeleagă că toate locurile de muncă vacante anunțate la JOFM sunt publicate, nu avem locuri în sertar, pentru că asta acuzau oamenii în această dimineață. Că țineți acele posturi pentru anumite persoane. Că nu sau le-am anume publicat locurile de muncă de la complex, nu. Avem acea aplicație despre care am spus. Toate locurile vacante, angajatorii le încarcă în acea aplicație, iar noi nu
modificăm lista, nu aducem niciun fel de modificare la lista locurilor de muncă vacantă, o publicăm, acordăm servicii de informare, mediere, chemăm angajatorul dacă are nevoie de mai multe persoane, îi chemăm în agenție, chemăm șomerii, dar nu, dacă nu știm că se fac angajările, nu avem de unde și nu ascundem locurile de muncă în sertare. Și dacă știți, probabil nu puteți să faceți mare lucru, să înțeleg, din moment ce nu vi se solicită ajutorul. Da, teoretic, ca să știm numai din auzite, nu înseamnă că știm. Trebuie să avem o comunicare de loc de muncă vacantă oficială. Pentru că e neplăcut. Colegii mei au fost astăzi puși într-o situație foarte neplăcută, pentru că persoanele care au fost astăzi au fost foarte supărate, s-a lăsat cu strigăte și amenințări, ceea ce nu este normal. Noi nu avem de unde să știm ce se întâmplă și e neplăcut. Deși ar fi trebuit, cum spuneam, probabil să existe totuși o comunicare înspre dumneavoastră, pentru că, iată, vorbim de 7.000 și de șomeri care poate parte dintre ei, cei care, repet, au lucrat în acest domeniu până acum, ar fi putut să fie mai ușor probabil să fie angajați sau reangajați unii dintre ei, de ce nu în acest domeniu. Dar probabil că vor spune cei de la noul complex la un moment dat de ce au ales această variantă și nu să vă solicite ajutorul pentru oameni în primul rând, pentru că aici discutăm despre acești șomeri care la un moment dat și-au pierdut locul de muncă, iar acum ar fi putut să fie angajați în acest domeniu de activitate. E decizia fiecărui angajator ce dorește să facă. Mai neplăcut este ce s-a întâmplat la colegii mei astăzi și zilele trecute, că și ieri au avut persoane care au venit să spună că și să se facă afirmație la adresa instituției atâta timp cât noi nu cunoaștem exact ce se întâmplă. Pe de altă parte, dacă tot vorbim de anul 2023, noi am avut pe parcursul anului 2023 trei proiecte care le-am dus la bun sfârșit. Mari și late, cum se spune, pentru că ați reușit să atrageți fonduri destul de importante aici în județul Hunedoara. Am avut proiectul SICO-HD care l-am finalizat în aprilie 2023, unde, am mai spus-o și în alte emisiuni, ne-am depășit, la toate proiectele am depășit indicatorii de angajare și cursurile noastre de formare profesională. Adică au fost angajați mai mulți oameni decât ne-am propus, da, și au atins scopul. Pe proiectul calificare într-un viitor, v-am spus, s-a terminat în 21 aprilie 2023. Am finalizat 28 de grupe de curs, 720 de persoane au fost înscrise în grupul țintă. Ne-am propus 180 de persoane să încadrăm, dintre care 35 de etnie romă. Am angajat 246 de persoane, dintre care 36 de etnie romă. Am avut proiectul SICONET, proiectul destinat tinerilor, un proiect foarte mare, unde AJOFM a fost solicitant și pe proiectul Calificare pentru Viitor și proiectul SICO. Pe toate proiectele am avut atât parteneri, sau am fost parteneri. Pe proiectul SICO am fost titular și am avut parteneri, iar pe proiectul SICONET la fel, am fost titular și am avut parteneri, dar eu vorbesc de activitatea noastră ca AJOFM, nu a partenerilor. Am avut și aici indicatori de realizat, am avut de încadrat un număr de 400-500 de persoane și am încadrat, am depășit și acest indicator. Deci în prezent acești hunedoreni au un loc de muncă. Da. Sigur că, la fel, cetățenii de etnie romă ne-au creat puțin probleme în ceea ce privește angajarea, dar am reușit să depășim și acești indicatori. Și ați avut un număr generos de locuri de muncă și pentru aceste persoane, din câte mi-amintesc din discuțiile pe care le-am avut anterior. Pe partea de Plexiconet am sesizat și am tras niște concluzii. Foarte multe persoane din mediul rural nu erau înscrise la noi la AJOFM, pentru că, v-am spus, distanța este una care... Distanța, comoditatea, teama uneori că de necunoscut. Poate fi motivată prin distanță, exact, deplasarea la noi, și atunci foarte multe persoane au fost înscrise în acest proiect din mediul rural, prin deplasările pe care le-am organizat.
Am mai avut un proiect, Calificare pentru viitor, unde am fost parteneri, nu solicitanți, și acolo am avut 4 programe de formare profesională pe care noi le-am desfășurat și le-am încheiat cu bine. În total am avut ca și strict bani al AJOFM-ului, fără contribuție, fără sumele alocate partenerilor, aproape 2 milioane de euro. Este o sumă pentru care noi am muncit și cu care ne mândrim, pentru că v-am spus, în urmă cu 7 ani nu s-au pus proiecte la AJOFM Hunedoara. Ba mai mult a stârnit puțină invidie, cred că și din partea altor județe, care nu au reușit să acum realizeze astfel de proiecte. Până la urmă, aceste proiecte înseamnă muncă în plus și nopți nedormite. Și nu știu, e invidie din punct de vedere probabil al cetățenilor, că nu au beneficiat de fondurile respective. Pe programul Tranziție Justă avem aproape 40 de milioane de euro alocate. Avem 23 de milioane de euro pe partea de formare profesională, unde AJOFM va fi solicitant, proiect non-competitiv, unde vom organiza cursuri de formare profesională, vom organiza programe de ucenicie, vom organiza campanii de informare. În acest moment lucrăm la structura proiectului, pentru că la începutul lunii februarie se va deschide linia și va fi deschisă undeva la 2 luni de zile, o lună, 2 luni, să vedem care e decizia Ministerului Fondurilor Europene. Iar probabil că cu luna mai vom putea demara și vom putea porni acest proiect foarte mare. Proiectul se va întinde undeva 4-5 ani de zile. Cine va putea fi eligibil pentru acest proiect? Pentru că, spuneam, sunt destul de multe persoane în județul Hunedoara care fie sunt șomeri, fie nu au niciun statut pentru că nu au un loc de muncă. Cetățenii județului Hunedoara între 16 și 64 de ani care au domiciliu în județul Hunedoara și sunt înscriși la AJOFM. Ca și parte de tranziție justă, sunt eligibili toți cetățenii județului Hunedoara, direct sau indirect afectați de partea de trecere de la cărbune spre energie verde. Ne propunem pe acest proiect să avem meserii în acest domeniu, pe energie verde și pe componenta dezvoltare și modernizare serviciul public de ocupare. Avem 16 milioane de euro alocate, aproape 17 milioane de euro. Vom dezvolta 2 centre de formare. AJOFM Hunedoara este singura instituție din cadrul din subordinea ANOFM care are 2 centre aprobate. Datorită întinderii întinderea mare a județului dintre cea mai îndepărtată localitate din zona Văijiului și zona Braz sau așa mai departe. Avem la Mina Petrila, am preluat în administrare de la Consiliul Județean, școala de calificare de la Mina Petrila și o clădire în spatele acesteia, unde vom dezvolta centrul regional de calificare cu servicii integrate. Vom aloca fonduri pentru reabilitarea clădirii, modernizare, pentru achiziție de echipamente. Veți putea face aceste lucruri cu banii care vor veni prin acest pe proiect, justă, pe tranziție justă. Sunt alocați fondurile pe tranziție justă. Suntem acum la faza de discuție pe proiectant pentru un studiu de fezabilitate și restul documentațiilor. Mi-am propus acolo la Petroșani pentru că am avut mai multe discuții cu cei din Horeca, cu angajatorii care sunt în Valea Jiului și se ocupă de partea cu Horeca, să avem în una dintre clădiri un centru performant pe Horeca. La Deva vom avea celălalt centru de formare profesională, că v-am spus avem în total aproape 17 milioane de euro. Aici avem în proprietate centrul de pe Aurel Vlaicu, o clădire pe Aurel Vlaicu care e destul de deteriorată. Vom avea și aici un centru performant, vom reabilita clădirea, vom gândi spații de pregătire teoretică, pregătire practică în ambele centre,
pentru a avea tot ceea ce înseamnă utilare, ceea ce înseamnă partea de tehnică și materială în pregătirea șomerilor noștri. Sigur că în cadrul acestor proiecte vom urmări atât partea de informare a cetățenilor, partea de înregistrare, sprijin angajatori, la fel avem și pe aceste proiecte. Să nu uităm că nu sunt doar proiectele pe tranziție justă. Vom avea proiectele pe PO, vor fi deschise linii unde vom avea proiecte competitive. Noi cam ce am depus în cadrul proiectelor competitive le-am și câștigat. Vom depune și acolo, în urma analizelor pe care le vom face împreună cu colegii mei, voi vedea exact care sunt nevoile și ce putem să facem. Ce înseamnă acest proiect PO? Că poate pe linia de finanțare pe PO este fostul POSDRU, ca să zicem așa, este organismul intermediar care finanțează aceste proiecte și acolo vom avea cursuri de formare profesională. Suntem parteneri, am fost solicitați și am răspuns invitației primăriei Simeria. Suntem de fapt în singurul proiect unde am fost solicitați pe acel hub de afaceri, unde a fost câștigat de către primăria Simeria. Astăzi am semnat documentele și am trimis primăriei documentele care ne-au solicitat pentru semnarea contractului de finanțare și vom avea acțiuni și în cadrul acestui proiect. Vom avea în primăvara aceasta, vom debuta cu bursele pe care noi vi le-am obișnuit. Tradiționalele burse alocurilor de muncă și pentru tineri și pentru absolvenți, dar și pentru mare parte dintre cei care caută o muncă. Așa, după cum ați văzut, muncă. De la un eveniment la altul ne depășim în realizările pe care le... Vă depășiți și în rezultate? Și în rezultate, dar încercăm să facem evenimentele cât mai atractive, să vină cât mai multă lume, încercăm să găsim chestii noi, astfel încât oamenii să fie interesați să participe la acțiunile noastre. Și trebuie să țineți pasul cumva cu toate aceste schimbări care cumva vin așa dacă de la sine. Înainte de acești 4 ani de când am preluat eu conducerea JOFM, bursele se făceau doar din birou și eram cea care le centralizam, știu exact ce se întâmpla. Sunt adeptă acțiunilor reale, adevărate, afară, să ne vadă lumea și să știe lumea că e eveniment și să vină. Noi chemăm angajatori, am avut și la ultimul eveniment 70 de angajatori, peste 70 de angajatori în sală. Chemăm oamenii, promovăm atât cât putem, pentru că bani de promovare nu prea avem, facem tot ceea ce putem. Sigur că decizia finală e a angajatorului și a persoanei care își caută un loc de muncă. De cele mai multe ori numărul este mult mai mic sau mai mic al angajatorilor care sunt și prezenți la aceste burse. Știu din comunicatele pe care ni le oferiți și nouă, dacă invitați 100 de angajatori, probabil că sunt undeva la 70-60 de angajatori, da, care acceptă invitația de a veni la aceste burse. Am avut la bursa absolvenților ultima din acest an la Casa de Cultură, aici 72 de angajatori. Și știți că am avut atunci primul eveniment unde am avut alături de noi în parteneriat atât Aeroclubul României, care au venit cu planor, pentru că meseria de planorist este o meserie de viitor și o meserie pe care nu au promovat-o atât de mult cât ar fi trebuit. Și a fost una dintre trebuit. Principalele atracții pentru tineri, ce am drept, avut la acest eveniment prezenți instituțiile din partea poliției, ISU, jandarmii, pentru că era chiar în momentul în care se făceau înscrieri la școlile de ofițeri și aveau o grămadă de locuri vacante, iar pentru, ca și noutate, pentru prima oară, am avut o sală în care cei de la Antidrog, de la traficul de persoane, au venit la eveniment, au răspuns invitației noastre și am avut sesiuni de comunicare cu cei care au fost prezenți la eveniment. În pe măsura ce se umplea sala, se termina o sesiune și din nou intrau alte persoane unde au fost informați, au fost consiliați. Am avut alături de noi în parteneriat Inspectoratul Școlar și vreau să mulțumesc doamnei Maria Ștefănie, pentru că absolut la toate evenimentele noastre și la toate ideile pe care le-am avut constructive a răspuns prezent și a fost alături de noi.
am avut la ultimul eveniment copiii din clasa 12-a care au participat la acest eveniment și este foarte important să vadă ceea ce înseamnă meseria, o anumită meserie, pentru că, vedeți dumneavoastră, se termină liceul și ne trezim după aceea că nu știm cam ce avem de făcut. Ce sunt foarte multe astfel de, de cazuri, de asta e perfectă și această tot îndrumare. În această, la acest eveniment, colegii mei au avut sesiuni de informare, mediere, consiliere, am aplicat chestionare privind cariera participanților. Am avut alături de noi pe cei cu roboții de la Petroșani, la fel o zonă de atracție și ei își dezvoltă în acest moment o afacere în care vor să angajeze persoane și să dezvolte partea de robotică. Pentru acest an, pentru acest an ne gândim la noi, ne gândim la noi evenimente, mă gândesc de fapt la noi evenimente, pentru că colegii mei chiar mi-au spus la înainte de fiecare eveniment, îmi spun acum ne dăm o altă teză de doctorat, iar vii cu idei, iar ai alte viziuni, da, pentru că îmi doresc ca rezultatele să fie pe măsură. La ultimul eveniment de la Casa de Cultură au fost aproape 1300 de persoane care ne-au călcat prag, ceea ce e foarte important. Sigur că putem mai mult. Dacă încercăm să căutăm o sală unde să avem pentru organizarea evenimentului și mai multe săli lângă, pentru că se pot face mult mai multe ședințe de consiliere, putem să le să împărțim pe anumite componente și să avem mult mai multe lucruri de făcut în cadrul unui astfel de eveniment. Vom debuta în luna martie, așa cum am stabilit, adică cum v-am obișnuit, cum v-am stabilit, pentru că de regulă de la București, de la NeoFM, ni se comunică și sunt obligatorii bursa generală din aprilie și bursa absolvenților, iar restul de burse, fiecare director din țară, în urma analizelor pe care le are în județ și a necesarului de forță de muncă și a decide câte decide. Organizează alte burse. Eu m-am gândit că e foarte bine ca în luna februarie, pentru că locuri de muncă sunt, iar în jur de 1000 de locuri de muncă vacante, în luna februarie vom avea acțiuni. Voi vedea luna viitoare, în martie, nu în februarie, în februarie voi decide exact în ce locații va fi. Probabil că vom avea, adică cu siguranță va fi Deva, Hunedoara, Petroșani, pentru că sunt localități mari și există și număr mare de șomeri, dar și Orăștie, pentru că Orăștie în acest moment are cel mai mulți șomeri înregistrați la noi în evidență, Hațegul la fel, avem 1138 de șomeri în evidență înregistrați pe Hațeg și atunci vom stabili datele, nu vreau să fac în aceeași zi evenimentele pentru că insist foarte mult să particip și să mă asigur și să am garanția că lucrurile sunt așa cum trebuie și totul este foarte bine organizat și atunci vom stabili anumite date și locațiile și vom începe în luna martie cu bursele Mărțișorului. Ulterior va fi bursa generală, vom vedea la fel în funcție de ce zone și ce solicitări avem. Iar mai apoi, cu siguranță, ne veți anunța la momentul potrivit. În ianuarie, potrivit, v-am spus, în această lună ianuarie, celelalte. Vreau să vă spun doar atâta, cu societatea care ne-a cerut ajutorul, vom avea deplasări mici în anumite locații pentru a-i ajuta să angajeze aceste persoane. Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb și despre acele programe de formare profesională. Știu că se organizează și cursuri pentru cei care au dorit în primul rând să poate să se reorienteze profesional, de ce nu, pentru că au fost atât de multe situații în județul Hunedoara în care a fost necesară această schimbare, să spunem. În anul 2023 am organizat 35 de programe de formare profesională. Un ajutor foarte mare a fost programele prin proiectele noastre, pentru că am simțit și noi lipsa, și în această zonă, lipsa rectificării bugetare. În ultima parte a anului nu am putut să demarăm cursuri organizate din bugetul asigurărilor de stat, pentru că nu am mai avut bani. Și atunci am suplimentat cu proiectele pe care noi le-am avut în desfășurare și am încheiat 35 de programe de formare profesională.
Am reușit în total cu programele de formare, cursurile organizate prin proiecte, prin programele de formare și din bugetul de stat să angajăm în urma absolvirii acestor cursuri în jur de 400 de persoane. Nu sunt adepta realizării și organizării programelor de formare și deja știți foarte bine că nu sunt adepta doar a puncta anumite programe. Îmi doresc ca programele... Eu aici și pe parcursul anului trecut ați făcut verificări personal în teren acolo unde se organizau aceste cursuri și ați avut surprize neplăcute. Cu formatorii. Îmi doresc ca aceste programe să se organizeze eficient, banii statului să fie cheltuiți eficient și sigur că țin foarte mult la prezență, atât din partea cursanților cât și din partea formatorilor. Iar colegii mei din agenții deja știu că persoanele care se înscriu la un astfel de curs trebuie să fie prezenți, să și rămână cu ceva, să învețe ceva, nu doar să punctăm că am făcut un curs. Nu-mi doresc acest lucru. Deci se vor schimba lucrurile din 2024, sunteți și mai pornite, să înțeleg. Din anul 2023 s-au schimbat, pentru că știți că în urmă cu 4 ani, când am ocupat postul de director, având experiența în urmă, că am 34 de ani anul acesta de instituție, știam anumite lucruri și pandemia ne-a oprit să facem anumite verificări. În momentul ce s-au reluat programele de formare, am verificat în teren, acolo unde au fost probleme, le-am spus public, nu mă ascund, am spus problemele public, le-am căutat soluții, am încheiat colaborările cu persoanele care nu trebuiau să mai fie colaboratorii noștri. Nu ascund că încă mai avem și în anul 2024 foarte multe lucruri de îmbunătățit. Am schimbat și am îmbunătățit foarte multe lucruri. Nu vă ascund că în urma plimbărilor noastre, plimbări în ghilimele spus, deplasărilor în teren, în acele campanii de promovare, în timpul liber, nu în timpul orilor de program, am avut experiențe plăcute și am stat de vorbă cu foarte mulți oameni care au spus lucruri frumoase despre AJOFM, dar am avut și experiențe mai puțin plăcute și voi încerca atât cât îmi permite timpul, pentru că cam toată ziua mea este alocată instituției și timpul liber, atât cât îmi permite o zi de lucru, voi încerca să remediez și să rezolv problemele acolo unde e nevoie. Mai avem mult de schimbat, recunosc, mai sunt multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim, dar zic eu că încet, încet încercăm și avem o altă imagine și o altă vizibilitate. Așadar, cea mai mare provocare pentru 2024 va fi probabil acest proiect Tranziție Justă, da, care este unul destul de substanțial. Este cel mai mare proiect în istoria instituției, pentru că dacă în anul 2023 am încheiat cele 3 proiecte și adunate toate sumele pe care ne le-am atras, era cea mai mare sumă atrasă de AJOFM Hunedoara de la înființare. Acum 40 de milioane de euro să le gestionăm în același timp este o sumă mare, e o provocare. Nu pot să spun că mă sperie, pentru că atâta timp cât știu că lucrurile sunt făcute conform legii, corect și legal, nu avem de ce să ne speriem, doar că mă îngrijorează puțin și am să vă spun de ce mă îngrijorează. Sunt foarte multe ore de lucru și nu știu dacă ne ajunge o zi întreagă. Adică s-ar putea să mai alocăm, ne-ar mai trebui niște ore. Niște ore sau niște angajați? Pentru că știu, sunt instituții unde există deficit de personal. Blocarea angajărilor și la noi se resimte, avem 9 posturi vacante în acest moment. Ne-am ajutat cu experții externi în afara organigramei și am încercat să suplinim lipsa angajaților. Nu putem să angajăm, pentru că așa este în acest moment. Sunt blocate aceste posturi. Avem peste 50 de persoane, adică acel prag de 50 de persoane, suntem în regulă, avem 56 chiar, dar sunt agenții unde am un singur om. De exemplu, la Hunedoara avem un singur om și 2 posturi vacante. Fiind foarte întins județul, avem și 10 locații și atunci acesta este motivul pentru care e nevoie pe anumite locuri de personal.
Pe partea de tranziție justă, sigur că vom avea experți externi, vom gândi o structură de personal pe partea de experți externi, tocmai pentru a ne ajuta, însă toate angajările pe partea de stat sunt blocate, pe proiecte nu, pentru că aici programul de finanțare îmi dă voie să fac angajări, pentru că sunt plătiți absolut în integralitate, sigur că da, și sunt plătiți integral din proiect. Dar cu toate aceste temeri, iată că vă gândiți să implementați și să depuneți proiecte și pe alte linii. Nu avem de ales, dar angajarea asta, vreau să mai spun, angajarea unui expert extern după demararea unui proiect este undeva la 2 luni după ce pleacă proiectul, pentru că sunt îndeplinite și e nevoie de anumite proceduri legale. Legat de teme și de depunere, era angajamentul meu în prima zi de directorat, că niciun leu pe care cred și pot să-l atrag pentru județ, nu o să-l prisosesc în folosul cetățenilor județului Hunedoara. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, am mai fi avut și alte subiecte pe care am fi putut să le dezbatem astăzi, dar vă mai aștept, suntem abia la început de an, vă lăsăm să mai respirați puțin, să vă puneți în ordine toate lucrurile, toate proiectele și toate ideile pe care le aveți pentru a veni în sprijinul șomerilor, cum sperăm noi și probabil și cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi și succes aveți cu toate proiectele pe care vi le propuneți. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Nu uitați că ne puteți urmări și în mediul online, pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram, TikTok, chiar și pe YouTube la Hunedoara 1 TV. Ne găsiți și acolo. Să aveți o după masă frumoasă, numai bine!